Dinu Maxer, dezvăluiri fără perdea cântărețul nu s-a putut abține și a făcut mărturisiri din dormitor. Dinu Maxer nu regretă ultimele luni alături de Dea, căci cei doi au încercat să se reconecteze și să-și pună căsnicia în prim plan. În zadar, însă, au dat o fugă la Amsterdam, iar clipele petrecute acolo nu ar fi despus oricui. În momentul în care am acceptat să ieșim din cotidian, inclusiv cu o escapadă de la Amsterdam care ar trebui să se concretizeze într-un roman. L-ar citi toată lumea și alte chestii de genul acesta, îmi ieși rușine să mă uit în ochii voștri. Trebuie să recunosc că, dacă nu regret cumva divorțul, nu-l regret din prisma ultimelor luni petrecute în care întrebare ta: dacă sexul este la fel de bun. Nu mai eram noi. Parcă eram doi tineri. Reconectarea noastră intimă a fost la un nivel atât de mare, încât mie îmi e teamă că nu o să-l mai ating niciodată cu nimeni. La întrebarea ta aș spune, nu mai era ok până în august, dar după august mi-a depășit orice imaginație. Nu știu ce să zic. E greu, a mai povestit Dinu Maxer.